Haideți să ne uităm în Evanghelia după Matei, la capitolul 14 și o să citesc, începând cu versetul 15 până la 21. Cuvântul ne vorbește în felul următor. Când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de el și i-au zis: locul acesta este pustiu și vremea iată că a trecut. Dă drumul noroadelor să se ducă prin sate și să-și cumpere mâncare. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voi să mănânce. Dar ei i-au zis: n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis: aduceți-i aici, la mine. Apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă. A luat cele 5 pâini și cei 2 pești și a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Toți i-au mâncat și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de firimituri. Cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. Amin. Amin. Ocupați locurile. N-au nevoie să plece, a spus Domnul. Dați-le voi să mănânce. Unde să plece? Ce să le dăm noi să mănânce? Cum să le dăm noi să mănânce? Vreau să citesc mai înainte de orice un articol dintr-o revistă care spune așa: intrigați de raportul invers între numărul de creștere a botezurilor și cel în scădere al credincioșilor care participă la slujba duminicală, jurnaliștii la săptămânalul America, o revistă afiliată Bisericii Catolice, a întreprins o investigație pentru a vedea de ce pleacă credincioșii catolici din biserică. Marea majoritate a respondenților au părăsit atât biserica la care obișnuiau să meargă, cât și credința catolică. Numai un sfert dintre cei care nu se mai duc la biserică se mai consideră catolici. Important, doar puțin dintre subiecți au indicat că s-au separat pe nesimțire de biserică. Pentru cei mai mulți, aceasta a fost o decizie asumată conștient. Printre motivele invocate de cei chestionați, și este și calitatea predicării, este un subiect sensibil pentru catolicii care au părăsit biserica, susțin autorii investigației. De această problemă este legată și imaginea preoților, acuzați destul de des în răspunsurile participanților de aroganță, de superficialitate și de lipsa unei conexiuni profunde cu membrii bisericii. Notabil, mulți dintre credincioșii care au participat la sondaj mărturisesc că nu au avut probleme în relația cu angajații bisericii, deși unii au povestit despre incidente neplăcute atunci când au apelat telefonic la parohie. Alte mențiuni au vizat experiențele negative în cadrul confesional, adică pentru spovedanie, refuzul unor preoți de a permite elogii la mormântare sau de a cununa cupluri mixte din punct de vedere religios. Unul dintre respondenți a precizat chiar că biserica lui a refuzat să oficieze o slujbă de mormântare pentru un copil de 9 ani, fiindcă cimitirul în care urma să fie înhumat nu era unul catolic. Tot la capitolul experiențe negative intră și răspunsul unui bărbat de 78 de ani, pe care autorul studiului îl evidențiază ca emblematic pentru investigație. Bărbatul a spus cu nemulțumire că de fiecare dată când avea o întrebare pentru preot, acesta îi răspundea oferind o regulă, fără să stea și să discute răspunsul. Nu doar catolicii sunt afectați de un exod al credincioșilor. O tendință similară poate fi observată și în bisericile protestante. Pew Religion a efectuat în anul 2009 o cercetare pentru a evalua motivele care stau la baza deciziei protestanților de a-și abandona biserica. Spre deosebire de catolicii din studiul amintit anterior, marea majoritate a protestanților intervievați de Pew s-au îndepărtat de biserică în etape insesizabile.
Un procent de 71% dintre protestanți care și-au părăsit biserica au mărturisit că au alunecat de la credință. Circa 50% dintre ei nu se mai declară creștini pentru că nu mai cred în prevederile religioase ale bisericii. Nu mai sunt religioși. Mai puțini sunt cei care consideră că biserica nu le îndeplinește nevoile spirituale. 39% dintre ei. În timp ce 36% sunt în dezacord cu învățătura bisericii privind Biblia. Nemulțumirea față de învățătura bisericii privind avortul și homosexualitatea a fost pe lista de nemulțumiri față de biserică pentru 23% dintre protestanții care s-au retras din biserică. Acestea îi se adaugă un procent mai mic, adică 15%, nemulțumirea față de politica privind sărăcia, războiul sau pedeapsa cu moartea. Circa 11% dintre protestanți au plecat din biserica lor fiindcă au găsit o religie care să le placă mai mult. Alte 4% s-au căsătorit cu cineva de altă religie și au renunțat la religia lor. Și aici se încheie studiul nostru. Și acum o întrebare foarte incomodă. Dacă este adevărat, pentru că spune Scriptura, că biserica este trupul lui Hristos, de ce unele mădulare aleg să părăsească trupul? Dacă este adevărat că biserica îl reprezintă pe pământ, pe Hristos, iar adunarea la închinarea bisericii înseamnă nici mai mult, nici mai puțin decât prezența lui Hristos însuși în mijloc adunării, așa cum spune Domnul. Atunci, de ce unele biserici, în loc să atragă mulțimile la Hristos, dimpotrivă îi pierd pe oameni? Fiindcă, într-un contrast evident cu această situație de astăzi, noi citim în Evanghelie că oriunde mergea Hristos, cel care este capul bisericii, da? Oriunde mergea Hristos, oamenii se adunau în mari mulțimi și îl urmau peste tot. Ce anume îi determina pe aceștia să-L urmeze pe Domnul? Și când punem această întrebare, nu trebuie să scăpăm din vedere că oamenilor acelora, din vremurile acelea, nu le era simplu să-L urmeze pe Hristos. Gândiți-vă că majoritatea din ei erau săraci, lipiți pământului. Erau cu prunci după ei. Erau bolnavi, șchiopi, invalizi, vai de capul lor. Și mergeau după Iisus Hristos, oriunde mergea și El. Cu siguranță, spre deosebire de generația de oameni a zilor noastre, pentru oamenii aceia umblarea și rămânerea împreună cu Hristos însemna o imensă și nesperată binecuvântare. De aceea, în cele ce urmează, ne vom apropia de textul pe care tocmai l-am citit la început și vom descoperi care sunt pentru un credincios binecuvântările rămânerii cu Hristos. Amin. Dumnezeu să ne binecuvânteze cu înțelepciune și cu lumină să înțelegem care sunt acestea. De ce să rămânem cu Hristos? Unde să ne ducem? De ce nu vom putea nici de cum și niciodată să avem parte de binecuvântările după care revnește orice ființă omenească în altă parte decât în prezența lui Hristos? În primul rând, fiindcă Hristos este sfârșitul alergărilor și căutărilor noastre. Amin? Așa ne spune versetul 15-16, când s-a înserat, ucenicii s-au apropiat de El și au zis: locul acesta este pustiu și vremea iată că trecut, de drumul noroadelor să se ducă prin sate să-și cumpere de mâncare. N-au nevoie să plece. Unde să se ducă? Dați-le voi să mănânce. N-au nevoie să plece. Pentru cei mai mulți dintre oameni, viața aceasta este o înșiruire necontenită de alergări, de căutări și de încercări de a găsi fericirea și împlinirea, înțelegând prin asta că fiecare om din această lume pornește în viață cu
cu gândul de a-și găsi un rost sub soare, da? Corect? Este cineva cel puțin aici, prezent, care să nu se fi gândit că a pornit în viață cu gândul de a-și găsi un rost sub soare? Fiecare din noi are acest gând atunci când înțelege, da? Ceea ce înseamnă viața aceasta. În mod evident, nu toți oamenii pornesc în viață de pe aceleași poziții. Asta este limpede. Nu toți au parte de aceleași condiții de trai. Și asta este clar. Nu toți au parte de aceleași oportunități de a fi educați, de pildă. Dar cu siguranță toți au același unic ideal de la început. Să-și găsească împlinirea și fericirea încă de pe acest pământ. Și cu toate acestea, puțini sunt oamenii care pot să mărturisească cu deplină sinceritate că la apogeul existenței lor pământești au găsit ceea ce și-au propus să găsească atunci când au pornit pe acest drum al vieții. Unii dintre ei ajung chiar la vârsta când se apropie clipa părăsirii acestei lumi. Dacă îi vei întreba și dacă vor fi sinceri atunci când îți vor răspunde, vor recunoaște că nici măcar acum, la finalul existenței lor pământești, n-au reușit să-și găsească rostul lor sub soare și fericirea împlinirii sufletului lor. De ce oare? Unde au greșit? Unde s-au rătăcit? Ce anume le-a scăpat din vedere sau n-au luat în considerare până acum, așa încât încă mai caută ceva care să le dea pacea și liniștea sufletului lor? Ce n-au făcut oamenii aceștia? Vedeți, noroadele acestea despre care povestește aici Evanghelistul Matei făceau parte din categoria acestor oameni, căutători de fericire și de împlinire sufletească. Toată viața lor, acești oameni au umblat după ceva care să le împlinească existența lor de ființe omenești. Să le redea speranța, să le umple golul din sufletul lor și să-i asigure de rostul viețurii lor pe acest pământ blestemat, plin de păcat, de răutate și de nelegiuire. Iar când în sfârșit l-au găsit pe acest om, pe acest Iisus, pe Domnul Iisus Hristos, alergarea lor a luat sfârșit. Unde să se ducă din prezența Domnului Iisus Hristos? Ce să caute altceva? Toate căutările lor, tot umbletul lor, toate strădanile, toate speranțele lor își găseau acum împlinirea aici, în prezența lui Hristos. Cel care le dovedise că le putea împlini orice nevoie. Unde în altă parte și la cine să-și găsească ei liniștea și odihna dacă ar fi plecat de lângă Hristos? Unde să se ducă în altă parte? De aceea Domnul le răspunde ucenicilor la rugămintea lor de a da drumul noroadelor ca să-și caute loc de odihnă și hrană și încearcă să-i facă și pe ei să priceapă ceea ce vrea Domnul Iisus Hristos să învețe. Aceste adevăruri. N-au nevoie să plece, le-a răspuns Iisus. Dați-le voie să mănânce. Unde să se ducă? Ar fi putut oare cu adevărat ucenicii să hrănească ei mulțimea aceea de oameni? Ar fi putut? Cu siguranță că nu. Iar Domnul știa foarte bine aceasta. Dar ceea ce vroia Domnul de la ei era ca ucenicii să înțeleagă foarte clar cu cine stăteau ei împreună. Cine era, de fapt, cel pe care ei îl numeau Domnul lor? El, Iisus Hristos, era pentru ucenici și deopotrivă pentru toți acei oameni. Era sfârșitul căutărilor lor. Sfârșitul strădanilor și alergărilor lor după împlinire și după un rost sub soare. Și când l-ai găsit pe Hristos, ai găsit tot ceea ce ai nevoie, slăvit să fie numele Lui. Amin. De aceea, o spunem răspicat, o spunem cu toată tăria și cu toată convingerea, orice om care l-a găsit și l-a primit pe Hristos în viața lui, poate să strige de bucurie și să împărtășească cu toți cei care îl cunosc că El a sfârșit-o cu umblarea.
după fericire și cu căutarea după împlinire, căci adevărată fericire și împlinire este numai în Hristos. Amin. Slăvit să fie numele Lui. Doamne, ajută-ne să înțelegem bine acest adevăr și să putem să-L împărtășim și altora. Ajută-ne, Doamne. Asta în primul rând. În al doilea rând, a rămâne cu Hristos înseamnă nu doar sfârșitul căutărilor noastre, dar și începutul și sursa tuturor binecuvântărilor noastre. El este începutul și este și sursa tuturor binecuvântărilor noastre. Versetele 17 și 18 spun așa. Dar ei au zis, n-avem aici decât 5 pâini și 2 pești. Și el le-a zis, ce le-a zis? Aduceți-i la mine. De ce? În mâinile oamenilor cele 5 pâini și cei 2 pești ar fi rămas și pe mai departe tot 5 pâini și 2 pești, nimic mai mult, eventual mai puțin. Ce le-a spus Domnul Iisus Hristos cu ucenicilor de la început? Dați-le voi să mănânce. Dar cu ce scop? Cu scopul să-i facă să-și înțeleagă ce să-și înțeleagă. Neputința lor. Că despărțit de Hristos niște stare de nimic. Niște stare de nimic. Puteau ei, ucenicii, să mulțească pâinele și peștii? Cu siguranță că nu. Doar un singur lucru putea să-l facă. Ce putea să facă? Să le aducă la Domnul. Aduceți-i aici la mine. Sursa binecuvântărilor noastre nu se află nici în iscusința noastră, nici în puterile noastre, nici în bogățiile noastre și nici în nimic altceva și nimeni altcineva din lumea aceasta. Și când înțelegem lucrul acesta foarte bine, atunci atât de ușor te poți lipsi de tot ceea ce înseamnă lumea aceasta. Fiindcă știi că orice ai avea în lumea aceasta, nimic nu valorează mai mult decât părtășia cu Domnul Iisus Hristos. Fiindcă sursa binecuvântărilor noastre se află în Hristos, Cel care este Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, binecuvântat să fie în numele pentru vecii vecilor. Nimic nu poate fi mai frustrant pentru un om decât să constate că după o viață întreagă, de trudă și de numeroase sacrificii, la urmă, constată că nu a rămas decât cu 5 pâini și 2 pești. Adică mai nimic și prea puțin pentru ceea ce se aștepta de la el. În selecția aceasta a Domnului nu se referă doar la lucrurile materiale. Sunt oameni care după o viață de trudă continuă și după sacrificii enorme au reușit să adune bogății imense și cu toate acestea la sfârșitul alergărilor pământești se simt la fel de neputincioși și de frustrați precum ucenicii care nu aveau în mâinile lor decât 5 pâini și 2 pești. Mult prea puțin pentru mulțimea aceea de norod. Motivul. Toată viața lor, acei oameni nu au știut, sau poate că au știut, dar nu au vrut să-și aducă avutul lor și mai ales pe ei înșiși la Hristos. Că dacă n-ai făcut lucrul acesta, poți să-ți adun bogății peste bogății, să fii cel mai bogat om de pe planetă. Că despărțit de Hristos, praf și bulbere. Dacă nu te-ai adus pe tine însuți și dacă n-ai venit cu tot ceea ce ai tu la Hristos, tot ceea ce ai adunat are nicio valoare. Rezultatul. Cu toată truda lor și cu toată alergarea și zbaterea lor, inima le este goală, sufletul le este pustit și trăiesc un foarte puternic sentiment că nu au făcut lucrurile așa cum trebuiau să le facă. Toate acestea din cauza că nu s-au înfățișat pe ei cu tot ceea ce aveau înaintea lui Hristos, recunoscându-și pe de o parte neputința lor și de pe cealaltă parte atotputernicia lui Hristos și dreptul Său de a domni peste întreaga viața lor cu tot ceea ce înseamnă aceasta. Amin. Domnul să ne învețe să trăim așa. Așa că, dacă vrem cu adevărat, dacă ne dorim cu adevărat ca puținul nostru să fie binecuvântat de Dumnezeu, dacă vrem ca viața noastră cea searbădă și plină de frustrări
să se transforme în belșug de binecuvântări, avem o singură posibilitate. Să venim noi înșine și să aducem împreună cu noi puținul nostru înaintea lui Hristos. Căci Hristos este începutul și sursa tuturor binecuvântărilor noastre, încă de pe acum și încă de aici, și apoi pentru tot restul veșniciei, în viacul ce va veni. Amin. Amin. Asta este învățătura Scripturii. În al treilea rând, cei care aleg să rămână cu Hristos vor pricepe și vor experimenta realitatea că doar Hristos este mijlocitorul binecuvântărilor noastre. El este mijlocitorul binecuvântărilor noastre. Căci în versetul 19 citim așa: apoi a poruncit noroadelor să șadă pe iarbă, a luat cele 5 pui și cei 2 pești și ce a făcut? Și-a ridicat ochii spre cer, a binecuvântat, a frânt pâinile și le-a dat ucenicilor, iar ei le-au împărțit noroadelor. Adică ce a făcut, cu alte cuvinte? A mijlocit. Hristos este mijlocitorul tuturor binecuvântărilor noastre. Ceea ce a făcut Domnul Iisus aici, în văzul mulțimii noroadelor, a fost demonstrarea unei din cele mai importante adevăruri ale învățăturii creștine, și anume că între Dumnezeu și om există un singur mijlocitor. Căci așa spune cuvântul și ăsta este adevărul. Nume Iisus Hristos. Există o singură cale de a ajunge la tronul de har și de binecuvântări al lui Dumnezeu. El este calea, El este mijlocul, este mijlocitorul nostru. El, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele. Amin. Amin. Mijlocirea pe care o face Hristos înaintea Tatălui pentru oameni are de-a face cu toate aspectele vieții credinciosului. În mod deosebit cu cele spirituale, cu lucrurile spirituale, dar ea nu se limitează doar la acest aspect spiritual, ci trece dincolo de acest aspect. El este mijlocitorul tuturor binecuvântărilor noastre. Cu alte cuvinte, când noi venim la Dumnezeu cu rugăciunile și cu cererile noastre, noi trebuie să fim pe deplin convinși, 100%, că numele Domnului are o valoare deosebită înaintea Tatălui, din ceruri, fiindcă tot ceea ce vom cere de la El în numele Fiului Său, asta însemnând și după voia Sa și în conformitate cu caracterul Său, că noi am mai discutat ce înseamnă în numele Domnului Iisus Hristos, nu simpla rostirea numelui Său, ci în conformitate cu voia Lui și în conformitate cu caracterul Domnului, da? Dacă vom face lucrul acesta, vom căpăta în mod sigur, ca și cum Hristos însuși ar fi făcut cererea pe care noi am făcut-o. Pentru că găsim această învățătură în cuvintele Domnului, în Ioan, capitolul 14, versetul 12. Adevărat, adevărat vă spun că cine crede în mine, va face și el lucrurile pe care le fac eu, ba încă va face altele și mai mari decât acestea, pentru că eu mă duc la Tatăl și orice veți cere în numele meu, voi face, pentru ca Tatăl să fie proslăvit în Fiul. Amin. Adică Hristos este mijlocitorul binecuvântărilor noastre și nimeni altul nu poate să facă această lucrare de mijlocire, fiindcă niciun alt om care a trăit vreodată pe pământul acesta, sau mai trăit vreodată pe acest pământ, nu a fost capabil, nu este și nu va fi vreodată capabil să facă ceea ce doar Hristos a făcut, adică să fie ispășitorul nostru, să fie răscumpărătorul nostru, adică să ne mântuiască din felul de șerp, din moartea noastră, din felul acela de viețuire, de oameni morți în păcatele noastre. El, Hristos, a făcut-o și de aceea El este și mijlocitorul nostru. Slavă Lui! În Evrei, capitolul 10, versetele 19 la 22, citim așa: astfel, deci, fraților, fiindcă prin sângele lui Iisus Hristos avem intrare slobodă în locul preasfânt, pe calea cea nouă și vie pe care ne-a deschis-o El prin perdeaua din lăuntru, adică trupul Său, și fiindcă avem un mare preot pus peste casa lui Dumnezeu, să ne apropiem cu o inimă curată, cu o credință deplină și cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spărat cu o apă curată. Amin. Iisus Hristos este mijlocitorul tuturor.
tuturor binecuvântărilor noastre. Întâi, binecuvântări spirituale, dar nu numai atât. Toate binecuvântările, chiar și cele materiale, le obținem prin mijlocirea Lui Hristos înaintea Lui Dumnezeu Tatăl. Slavă Lui pentru aceasta. Amin. În al patrulea rând, a rămâne cu Hristos înseamnă să înțelegi și să experimentezi că Hristos este plinătatea binecuvântărilor noastre. Pentru că citim în versetul 20 așa, că toți au mâncat și ce-au făcut? Și s-au săturat și s-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de frimituri. Probabil că dacă mulțimea aceea de oameni ar fi plecat în noaptea aceea de lângă Domnul Iisus Hristos și și-ar fi căutat un loc de adăpost și o bucată de pâine, unii și-ar fi găsit, alții nu și-ar fi găsit. Unii poate s-ar fi săturat, iar foarte mulți dintre ei probabil s-ar fi culcat flămânzi și s-ar fi trezit și mai flămânzi. Rămânând acolo, cu Hristos, în prezența Lui, nu numai că au avut ce să mănânce fiecare dintre ei, dar ne spune Scriptura că toți au mâncat și s-au săturat. Este extraordinar acest adevăr. Mai mult decât atât, ca să fie clar ca lumina zilei pentru orice om care ar fi vrut să pună la îndoială puterea Lui Hristos și autenticitatea minunii pe care tocmai o săvârșise, Evanghelistul Matei are grijă să precizeze că la urmă ce s-a întâmplat? S-au ridicat 12 coșuri pline cu rămășițele de fărmituri. Ei, asta înseamnă să fii binecuvântat de prezența Lui Hristos în viața ta. Învățătura cea mai importantă pe care o desprindem din această relatare a Evangheliei este aceea că Iisus Hristos, atunci când binecuvântează, Iisus Hristos nu lucrează în viața noastră cu jumătăți de măsură și cu frânturi de binecuvântări. Domnul Iisus Hristos, când îți dă o binecuvântare, ți-o dă în așa fel încât paharul dă peste el. Încât măsura aceea pe care ți-o dă Domnul Iisus Hristos este peste, pe deasupra. Domnul Iisus Hristos nu binecuvântează cu jumătăți de vindecare, cu jumătăți de înțelepciune, cu jumătăți de mântuire. Când Iisus Hristos te-a mântuit, te-a mântuit pentru veșnicie. Când ți-a dat să mănânci, ți-a dat să te saturi. Când te-a vindecat, te-a vindecat pe deplin. Glorie Lui! Când Iisus Hristos intră în viața noastră, El însuși își asume această obligație ca împreună cu iertarea păcatelor noastre și cu răscumpărarea noastră să reverse asupra ființei noastre tot belșugul de har și de binecuvântări într-o asemenea măsură încă să le fie cât se poate de clar și de limpede că nimic și nimeni din lumea aceasta n-ar putea să imite sau să înlocuiască minunea pe care Hristos o face în viața noastră. Amin? Amin. Nimeni nu poate. Adică se pot strădui unii să-L imite pe Domnul Iisus Hristos. Sunt o grămadă de maimuțoi care fac lucrul acesta în ziua de astăzi. Dar atunci când Iisus Hristos face o minune, o face cu toată plinătatea de har. Glorie Lui! Slăviți să fie numele Lui! De aceea omul care este cu adevărat, care cu adevărat a gustat din binecuvântările Harului Hristos și a cărui suflet a fost umplut și săturat de pâinea ce s-a coborât de sus din cer, care este Hristos însuși, nu mai dorește altceva. Nu mai umblă ca un bezmetic prin lumea aceasta să mai caute și altceva. Pentru că El a găsit totul. Iisus Hristos este totul. Nu mai dorește și altceva și nu mai caută pe altcineva, că și ce altceva și cine altcineva ți-ar putea sătura sufletul așa cum o face Hristos însuși. Unde să se ducă? Unde să te duci de lângă Hristos? Ce să cauți mai mult decât Hristos? Ce nebunie ar putea să fie în inima și în mintea unui om să-și închipuie că își dorește ceva mai mult decât Hristos? Numai un om care n-a gustat
și nu s-a hrănit cu adevărat din Hristos, mai poate umbla pe ulițele și cărările acestei lumi, cerșind, pur și simplu, mereu, ceva care se potolească foamea și setea sufletului său, umblând după lucruri și după oameni care îi promit mereu fericirea, dar care nu i-o dau nici când. Căci nici măcar ei nu au, pentru că cel ce o are este doar Hristos și numai El singur. Slavă Lui! Amin. Hristos este plinătatea binecuvântărilor noastre. Și în ultimul rând, dacă Hristos este singurul care poate să-ți umple sufletul și viața cu belșug de binecuvântări, de asemenea, Hristos este suficient, suficient, mai mult decât suficient, pentru binecuvântarea multora. Pentru că spune versetul 21 că cei ce mâncaseră erau ca la 5.000 de bărbați, în afară de femei și de copii. Adevărul pe care a dorit să-l subliniez aici Evanghelistul Matei este acela că numărul mare de oameni care erau acolo nu a constituit niciun fel de obstacol, niciun impediment în fața puterii Domnului Iisus Hristos. Putea să fie și 10.000 de oameni, și 100.000 de oameni, și 1.000.000 de oameni. Pentru Domnul Iisus Hristos nu erau probleme să-i hrănească pe toți. Învățătura și mai importantă ce o desprindem din această relatare, dar care este reluată de multe ori de-a lungul Scripturii și în mod deosebit în Noul Testament, este aceea că Harul lui Dumnezeu este suficient de bogat pentru toți oamenii din lume. Dacă toți oamenii din lume ar veni la Iisus Hristos, toți ar găsi mântuire din Harul Său. La fel cum nu a contat câtuși de puțin numărul oamenilor care erau prezenți atunci când Domnul Iisus Hristos a mulțit pâinile și peștii, așa încât a fost de ajuns să se sature toți, să mai și rămână 12 coșuri pline cu rămășițe de frimituri. Tot așa, nu contează cât de mare va fi numărul oamenilor care vor veni vreodată la Hristos să primească mântuirea, căci oricât de mulți ar fi aceștia, Harul lui Dumnezeu este suficient pentru toți, așa încât nici unul din cei veniți la El nu va pleca de la El cu mâinile goale. Credeți asta? Cu siguranță că așa este. Și noi suntem mărturie pentru orice om că așa este. În Ioan, capitolul 6, versetele 37 la 40, spune Domnul Iisus Hristos așa, sunt cuvinte extrem de importante, să le nu le uităm niciodată. Tot ce îmi dă Tatăl va ajunge la mine și pe cel ce vine la mine îl voi afară. Căci m-am pogorât din cer ca să fac nu voia mea, ci voia celui ce m-a trimis. Și voia celui ce m-a trimis este să nu pierd nimic din tot ce mi-a dat El, ci să-L înviez în ziua de apoi. Voia Tatălui meu este ca oricine vede pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică și Eu îl voi învia în ziua de apoi. Amin. Și în Fapte, capitolul 2, versetul 39, căci făgăduința aceasta este pentru voi, pentru copiii voștri și pentru toți cei care sunt departe acum, în oricât de mare număr, îl va chema Domnul Dumnezeul nostru. Amin. Atât de mare este Harul lui Hristos. Oricât de mare va fi numărul celor care vor căuta nu doar pâinea pentru trup, ci mai ales pâinea sufletului. Mântuirea. Adică pâinea care s-a coborât din cer, Hristos însuși. El este suficient pentru toți, iar sângele Său poate curăți toată vina păcatelor lor. Slăvit să fie numele. Acestea sunt binecuvântările de care vor avea parte toți aceia care, după ce l-au întâlnit pe Hristos în viața lor, vor alege să rămână împreună cu El. Unde să se ducă de lângă Hristos? Cine le poate da pâine? Cine poate să-i hrănească? Cine le poate da mântuire? Cine le poate da vindecare? Cine ne poate da pace, liniște, lumea? Cine? Unde să te duci? Ce să cauți în altă parte? Convinși fiind că nimeni și nimic din lumea aceasta nu poate să ofere
și să împlinească viața noastră așa cum Hristos poate și vrea să facă. Pentru că Hristos este sfârșitul alergărilor și căutărilor noastre. L-ai găsit pe Hristos, n-ai ce să mai umbli după altceva. Hristos este începutul și sursa binecuvântărilor noastre. Adu-ți la Hristos puținul pe care l-ai și El îl va binecuvânta din greșul. Hristos este mijlocitorul binecuvântărilor noastre. El este plinătatea binecuvântărilor noastre. El stă din plin tot ceea ce ai nevoie. Nu jumătăți de măsură, nu frânturi de binecuvântări. Din plin îți dă mai mult decât este suficient. Și Hristos este suficient pentru binecuvântarea multora. Oricât de mulți ar fi oamenii, cu mine ar fi, toți oamenii să înțeleagă lucrul acesta. Slavă Domnului pentru cuvântul Său, pentru încurajările Sale. Domnul să ne binecuvânteze să le înțelegem. Amin. Și să trăim în conformitate cu aceste adevăruri. Amin. Amin. Amin.